Și anul acesta multe magazine au dat startul reducerilor de Vinerea Neagră chiar înainte de începutul lunii noiembrie, deși Black Friday se marca în ultima zi de vineri a lunii noiembrie. A fost deja bătut recordul de cumpărături cu 5 achiziții pe secundă. Infocons atrage atenția că un produs redus nu înseamnă și o reducere a drepturilor. Aveți dreptul de a returna produsele achiziționate online sau prin alte mijloace de vânzare la distanță în termen de 14 zile, pentru a beneficia de rambursarea integrală a sumei plătite. Nu aveți nevoie de un motiv special pentru a face acest lucru. E suficient să vă răzgândiți. În premieră pentru industria Horeca, turiștii care vor să se cazeze în hoteluri vor fi testați la intrare. Pentru a-și acoperi din pierderile provocate de pandemie, unii hotelieri au decis să apeleze la testarea rapidă pentru a crește nivelul de încredere al turiștilor și ca unitățile de cazare să poată fi ocupate în perioada sărbătorilor. Testele rapide sunt incluse în ofertele de cazare pentru Crăciun și Revelion. Distribuție Energie Oltenia a suspendat activitatea fizică a tuturor centrelor de relații cu utilizatorii, măsura fiind luată în vederea reducerii riscului de infectare cu SARS-CoV-2 la nivelul comunităților locale. Astfel s-a decis transferul tuturor serviciilor în mediul online pentru o perioadă de 30 de zile. Centrele de relații din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Telorman și Vâlcea vor fi închise până la 7 decembrie. În Olt, serviciul poate fi apelat la telefon 0372-524-317 sau 0372-524-369. Ne așteaptă o lună de vreme relativ caldă și cu ploi, anunță Administrația Națională de Meteorologie, care a publicat prognoza meteo pentru perioada 16 noiembrie-7 decembrie. Astfel, în următoarele săptămâni, valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații se vor situa și ele în jurul celor normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări, în prima săptămână fiind excedentare în sud-vestul țării și la munte. Noaptea Muzeelor 2020 nu este anulată, în ciuda condițiilor sanitare impuse de pandemie. Va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, dar spațiile culturale vor fi deschise doar până la ora 21. Dacă în anii trecuți cozile erau imense, acum muzeele vor rămâne goale peste noapte. Tururile vor continua în online. Peste 60 de muzee și operatori culturali din toată țara s-au înscris și anul acesta pentru a sărbători a 16-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor. Programul a fost publicat pe www.noapteamuzeelor.org.